Sunteți omul pe care orice jurnalist, la un moment dat, în carieră, își dorește să-l întâlnească. Ați plecat din România, dintr-o țară este europeană, din griul acesta balcanic, în Scandinavia, în Norvegia, iar acolo a trăit un fel de vis american de tip scandinav. Vă regăsiți în afirmația mea? Mai puțin faptul că eu sunt de părere că venim într-adevăr dintr-un spațiu semi-balcanic, așa, dar nu știu de ce cred eu despre mine, cel puțin că sunt latin. După limbă, după temperament, sunt latin. Da, e un mic vis american pe care l-am întâlnit, că e mai bine să spun, l-am întâlnit în Norvegia. Uh, am plecat într-adevăr din griul uh, acestei zone, aș spune doar un uh, gri cultural, cel puțin la acea perioadă de timp. De ce zic asta? Pentru că, deși eram în. Uh, la un moment dat eram în plină ascensiune economică, uh, se investea puțin în, uh, în partea de cultură. Adică erau investiții foarte mari în imobiliare, în petrol, în energie, dar, iar în partea de cultură se investea puțin. Și lucrurile din nefericire atunci mergeau în, uh, uh, într-o inerție de asta, ca un bulgăre de zăpadă, numai că panta nu era foarte abruptă. Și creșteau în, foarte greu, eu nu am putut să accept o uh, astfel de situație, pentru că erau deja câțiva ani în care eu nu trăiam din muzică, așa cum mi-am propus când eram mic se vede, fără prea mult efort, că sunteți efectiv mistui de muzica pe care o compuneți și o interpretați. De unde vine această chemare spre muzică? Din familie, din copilărie? Cum era familia dumneavoastră, orașul în care ați crescut? <coughs> Ar trebui să intrăm puțin în uh, niște detalii de ordin, uh, nu știu, ezoteric, astrologic, uh, religios. Uh, chemarea spre muzică uh, e un lucru cu care te naști, nu depinde de tine și nu depinde de familia ta sub nicio formă. Părinții mei nu sunt talentați la muzică, bunicii mei, nici din partea tatălui, nici ai mamei, nu au avut un astfel de talent. Uh, tatăl meu este uh, medic, ori pentru medicină trebuie sânge rece, sub nicio formă foarte multă compasiune, pentru că în momentul în care ai, nu compasiune, milă, mă iertați în momentul în care ai milă stai și te gândești, îl tai pe ăsta la chirurgie sau îi plâng de milă? Bine, dar poate fi mila aceea de a nu-l mai vedea suferind și de Aia a este dori să-l vindeci și de a dori să-l vindeci, nu v a spus problema așa niciodată? Aia este compasiune nu este milă Milă este atunci când hrănești un sărac cu pește, compasiune este atunci când îi cumperi barca, undița și îl înveți să pescuiască. Sau, în cazul doctorilor, în momentul în care îl salvezi. Din, din milă, nu-l tai, ci îi dai medicamente care îi anulează pe moment durerea. Dacă ar fi să punem acești doi termeni în medicină, cam așa s-ar traduce. Prima dată când ați pus mâinile pe pian? Prima dată am pus mâinile pe un pian la vârsta de șapte ani. Până atunci am mai cochetat cu ceva, jucărele cu clape am avut o istorie, am aflat mai târziu când știam deja să citesc, destul de asemănătoare cu a lui George Enescu din acest punct de vedere. El primise o vioară de jucărie, cadou de la tatăl său pe care aruncat-o în șemineu, în sobă, în cămin, în ce... Pentru că nu l-a satisfăcut, de fapt. Pentru că nu l-a satisfăcut. Era o vioară de jucărie foarte mică și în loc de corzi avea ață, ațe. Și eu am primit cadou în Libia, pentru că în România nu existau astfel de posibilitate în 1983-84. O orgă mică cu două octave, cât un penar, avea niște clape foarte, foarte mici și în interiorul ei exista un motoraș care sufla într-o muzicuță în momentul în care apăsai diverse clape. Motorașul se auzea mult mai tare decât sunetul stupid de-a dreptul pe care îl făcea jucăria respectivă. Ai mei au crezut că o să-mi închidă gura pe moment cu ea. Cred că am studiat-o maxim 5 minute, după care am pur și simplu am stricat-o. Deci nu v-ați imaginat la clapele acelei jucării mm. vreodată marele pianist? Nu. Eu am, vrut, asta. eu am vrut o claviatură întreagă, cum e una de pian, cu 88 de clape. Am vrut sintetizatoare, am vrut să inventez. Bine, dar nu de la vârsta aceea, încă nu știați ce înseamnă aceste lucruri. Ba da, știam, atunci. pentru că atunci am trăit în Libia, în 1983, 84, 85 perioada asta, cred că în 84, eram în Libia, tatăl meu a avut acolo contract de muncă pe o perioadă de un an de zile, iar în Libia, deși eram învățați la școală în perioada comunistă, că e lumea a treia, că sunt țări subdezvoltate și, dragă doamne, România era în curs de dezvoltare, știți că făceam științe politice, da, da, sau nu știu da, da. cum Da, asta era politica sigur. Din potrivă, aici nu aveam mare lucru de văzut la televizor, decât niște sintetizatoare îngrozitor de vechi pe lămpi, pe care le avea televiziunea națională de atunci în dotare. Ori acolo oamenii deja erau în, în trend cu, cu aparițiile electronice și puteam să i văd mai la tot pasul pe străzile din Tripoli, exista cineva cu un sintetizator care fie cânta pe stradă, fie într-un restaurant, fie la niște uh, uh, reuniuni în aer liber, ceva gen zilele orașului. Ceva Se, de neconceput da. la noi în vremea aceea. Ceva de neconceput la noi în vremea aceea, bineînțeles, în vremea aceea în România aveam posibilitatea să merg în fiecare vineri cu tatăl meu la Filarmonică. El avea abonament. Și mă lua cu el la filarmonică. Deci, ați crescut într-o familie cu sensibile afinități în sensul acesta? Da, bineînțeles. Pe vremuri era unica uh, casă de producție uh, românească, celebrul și vechiul Electrecord, și, uh, din fericire, în librării se găseau foarte multe discuri produse de această casă cu filarmonici foarte bune la vremea aceea, inclusiv filarmonica din Bacău. Probabil că acum multora numele nu le spune nimic, eu în schimb am înregistrări fantastic de bune cu Filarmonica din Bacău, înregistrări care m-au determinat să îndrăgesc acest gen de muzică, genul sinfonic. Nu simfonic în sensul de uh, exacerbare a, uh, a liniei muzicale și de a complica lucrurile, sau ci simfonic din prisma faptului că se cânte cu instrumente tradiționale dintr-o orchestră sinfonică. Și pianul dumneavoastră prima dată acasă, la Botoșani, când l-ați avut și cum? L-am avut la... Că este o întreagă poveste și aici. Uh, pianul a venit la vârsta de șapte ani și un pic, nu știu, era serbarea abecedarului. Învățătoarea noastră chemase să acompanieze corul de vașnici șoimei patriei pe o fostă elevă de-a dumnea ei. Uh, Nu-i rețin numele, nu cred că l-am știut vreodată de fapt. Și domnișoara, la vremea respectivă, a venit la școala numărul 7, ne-a acompaniat cu cântecele noastre din Abecedar, și, într-o pauză de repetiție, am putut să o ascultăm pentru câteva minute. A cântat câteva fragmente muzicale la acea pianină. Lucrarea muzicală care a făcut click definitiv în, în mintea mea pentru a începe să studiez pianul. A fost tema de la teleenciclopedia compusă de Chirculescu. Am ascultat-o cu toții când eram copii. Am ascultat-o cu toții și am fost foarte surprins să o aud pentru prima dată live, nu la televizor, la genericul teleenciclopediei, ci live cântat de o tânără studentă. Adică, muzica aceea care se naște în fața ta și moare tot acolo. Ești cumva singurul posesor, dacă vreți, al ei, al Din... muzicii live. Exact așa a fost. Din acel moment eu nu am mai... Efectiv nu am mai conceput că aș putea să fac altceva în afară de, de lucrul ăsta. Și imaginați-vă că la șapte ani jumătate nu știi ce înseamnă scenă, faimă, nu știu, să fii star, să fii celebru. Pur și simplu la vârsta aia îți dorești să fii pe scenă, să cânți. În momentul ăla nu e în calcul că dacă e sala plină mai puțin sau e pe jumătate, nu acoperi costuri operaționale. Deci nu există așa ceva. La șapte ani pur și simplu vrei să cânți. Și atâta tot. Nu spui problemă de natură financiară. Nu ce există. Domn... În pian, sau, nu știu. Păi asta e frumos ce la copilărie și asta pierdem din nefericire, antrenându-ne în tumultul social. Pierdem partea inocentă, partea care ne spune nu există riscuri, există doar ce vrei tu și după aia ne străduim, ajungi la maturitate, la peste 30 de ani, să, cum să fiu pozitiv. Bun, cum să mă fac bypass gândurilor negative din capul meu? Cum să nu mai iau în calcul faptul că nu știu, nu primesc salariul la timp și facturile mele încetează să mai vină în cutia poștală, etc. E un trend mai nou să, da, no, 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 să gândești așa. Și, uh, uh, din nefericire, noi abandonăm această uh, inocență și sinceritate a gândului, puritatea a gândului, și ne trezim în situația uh, malefică, de-a dreptul, aș putea să spun, să ne luptăm cu demonii din noi, care suntem tot noi, de care noi. Suntem tot noi să ne învingem frici pe care tot noi ni le-am implantat să ne luptăm cu noi înșine pentru a supraviețui și să ne spunem este imposibil să reușești în viață din ceea ce îți dorești. Pentru că, iată, sunt diversi factori sociali care ne arată că teoriile noastre sunt corect construite. Așadar, ați ajuns acasă. Copilul Bogdan Ota ajunge acasă și ce le spune părinților după experiența de la școală? Copilul Bogdan Ota a știut numai două cuvinte timp de câteva luni vreau pian. Și atunci am văzut că la sora mea, de exemplu, care era, este mai mică decât mine cu doi ani, am văzut că funcționa chestia cu plânsul, trânditul cu fundul de pereți. Un fel de șantaj. Exact, șantajul emoțional. Și am încercat aceeași variantă, la mine n-a ținut, sincer. Șantajul emoțional n-a ținut. În schimb, tatăl meu a făcut niște calcule, aceleași calcule de context social, să le spun așa. Și a zis, da, ok, o să cumpărăm un pian și uh, fiul nostru va fi un doctor foarte deștept care va ști să cânte și la pian și eventual va vorbi vreo Niciodată câteva Niciodată nu v -a, v a văzut ca având principală ocupație și profesie pianul? Ei m-au văzut, nu, ca principală ocupație atunci. pianul, nu. Ei au văzut că sunt, că am înclinație spre muzică, dar Orice copil face zgomot în casă, lălăie, cântă în legea lui, găsește o chitară, o face să sune, bate cu lingura într-un scaun, imaginându-și că stobe. Majoritatea copiilor fac asta. Eu am rămas să fac asta și mai târziu. Din fericire. Din fericire, și, da. Și v-a luat pian? Până la urmă a luat pian. A găsit un pian, din nou, foarte degradat. Uh, într-un într restaurant, dar mă rog, la vremea aia e cel mai bine să spunem într-o crâșmă. Ăsta e cel mai bun termen pentru locația în care era pianul respectiv. Eu l am și acum. Un pian foarte vechi. În momentul în care a intrat în casă a fost desfăcut bucății, deci nu am apucat să văd, uh, domnule, câte clape are, hai să le ating, să le număr. Și bă, claviatura era într-o sacoșă, bă, mecanismul bă, învelit în niște saci transportați și ăla, capace, tot ce se putea demonta de pe el. A plecat spre restaurare către niște oameni care se pricepeau la așa ceva. Să-l revopsească, relăcuiască, să-l usuce, știți cum e, cu pilă la fabrica de mobilă. Ah, cum se descurca toată lumea. Îl mai păstrați acel pian și astăzi? Îl am și acum în casa mea din Bacău. Nu mai cânt la el, dar este, îmi este greu să renunț la el. Vă leagă sentimental de el multe lucruri. Exact. În primul rând este locul în care, în fața pianului, m-am dezvoltat așa cum sunt acum. De fapt, deci... putem spune despre dumneavoastră că sunteți produsul pianului. Da, da. Pianul sub nicio formă nu este produsul meu, eu sunt produsul acelui pian, pentru că la pianul ăla am visat totdeauna, de când eram mic, în momentul în care nu eram satisfăcut de timbrul pianului, dacă voiam, imaginam că sună a trompetă, a vioară, a ce doriți dumneavoastră, și cântam și din picioare, pentru că, mic fiind, vedeam la, la televizor că cei care cântă la sintetizator era mai cool să stea în picioare, și atunci făceam și eu același lucru. Acum nu mai pot, la șapte ani, opt, nouă, aveam înălțimea potrivită pentru așa ceva. Acum, bineînțeles că trebuie să mă aplec ca să fac acest lucru. Și pentru mine, pianul acela a reprezentat cheia de la toate ușile din viața mea. Toate s-au deschis datorită acelui instrument, de aceea mi este greu să-l vând. Nu știu dacă mai rezistă unui transport la sute de kilometri, nu risc să-l iau de acolo. Plus că acel pian asociați cu el și imaginea tatălui și a părinților, a copilăriei cumva. Da, inclusiv cu imaginea casetofonului rusesc, marca Electronica, nu știu de care era, de stătea pe pian și am învățat foarte mult să cânt după ureche. Am fost o, o, o bună perioadă de timp, am fost autodidact. Pentru că Profesorul, profesoara de pian pe care am avut-o în Botoșani nu, nu a fost potrivită pentru mine. Este cel mai bun. De ce termen. spuneți asta? Era o domnișoară, trecută, ca și vârstă în accepțiunea socială, era trecută de mult de vârsta căsătoriei, să spunem așa. Deci era o domnișoară bătrână. O domnișoară bătrână, exact. Dumnezeu ei avea niște frustrări personale, îndrăznesc să spun asta, pentru că altfel nu pot să înțeleg cum se manifesta bătutul elevilor. De dimineață până seara era hobby-ul ei numărul unu și nu o făcea cu mine, o făcea cu toată lumea. Eu eram cel care se răzvrătea, bineînțeles, pentru că din când în când mă mai ciufulea și tata acasă și nu mai, adică bun, vin la ora de pian să o iau de la capăt cu povestea de acasă. Și atunci, dumneavoastră văzând că eu nu mă adaptez regulilor impuse, a renunțat la mine cu un scurt telefon către tatăl meu, nu este bun de muzică, nu este talentat, nu-l mai doresc la mine în casă. Pa, închis -a telefonul. Mi-a pus stampila. Da, mi-a pus stampila. La care eu am spus, Uh, ok, <laughs> nu am nimic împotrivă, pentru mine era o mare ușurare, pentru că pentru orice copil, ora de pian, ora de citire, ora de ce vreți noastră, de mai puțin prompt, poate cea de educație fizică, este o corvoadă, da? Stai o oră la pian, cânți game, nu i nimic plăcut în a-ți antrena degetele. Am învățat uh, să cânt singur la pian după ureche. Bineînțeles, într-un mod greșit, vă dați seama că nu știam note muzicale, aveam o vagă cultură generală despre așa ceva, tehnica de a apăsa clapele era totalmente greșită, digitații, etc. 3-4 ani mai târziu, tatăl meu m-a mutat la insistențele mele, mă rog, intermediar între mine și tata a fost mama întotdeauna. Știți cum e mama... Ea v-a ținut parte, de. Da, ea, ea ține parte. Pentru tatăl meu eticheta era clară, bun, deci dacă profesoara a renunțat la el, nu-i bun de muzică. Și, până la urmă, m-au mutat la școala de muzică, fosta școală, numărul 6 din Botoșani, care în gimnaziu avea și profilul muzical, iar în anii următori era pe profil liceu de muzică. Și acolo am început să studiez pianul cu profesori uh, pregătiți Redicați și ați văzut că se poate și altfel. Da, am văzut că se poate și altfel, bineînțeles. Am mai făcut ceva pe cursuri cu. Uh, Profesoara mea din liceu pe atunci preda la școala populară de artă, în, în momentul în care eram în clasa a 5-a, 6 -a, și practic dumnea ei mi-a explicat, Munteanu Silvia se numește, dumnea mi-a explicat ce înseamnă muzica din toate punctele de vedere și ce înseamnă pianul. Îmi amintesc că făcusem o sonatină de Liviu Comes. Este muzică modernă românească. În cazul în care căutăm o melodie, o linie melodică facilă, nu prea găsim în astfel de lucrări muzicale. În schimb, dumne, ei mi-a explicat ce anume se extrag din fiecare fragment. Era uh, suficient de ilustrativă muzica să o pot folosi la vârsta mea de atunci ca pe un soundtrack la imaginația mea. În momentul în care era un, uh, un uh, moment mai uh, uh, fantezist, diafan cumva în, uh, în discursul muzical, atunci. Uh, îmi explica, uite acum ați imaginezi, este un pitic care deschide o ușă într-un castel și are lumânare în mână și după ce dă colțul, umbra dispare și, surpriză, găsește o comoară, etc. De fapt, v-a lăsat să gândiți. M-a lăsat să gândesc și să înțeleg la ce ajută muzica. Pentru că foarte mulți pedagogi din ziua de astăzi omit un aspect important. Copiii cântă la pian. Îi dresezi frumos, ca pe un cățel ca pe un animăluț să facă ce vrea profesorul respectiv. De el nu știe despre ce e vorba în lucrare. Și dacă nu știe despre ce e vorba în lucrare, încearcă să-și imagineze el tot felul de povești. Și din această cauză aș putea spune că sub acest motiv, educația muzicală, cel puțin cea pe care am prins-o eu, era superficială. Nu mai știu acum cum stau lucrurile, dar uh, imaginați-vă că în perioada în care m-am dezvoltat eu ca tânăr adolescent s-au dezvoltat și alte alte persoane nu, care, care nu făceau muzică. În schimb știau cu toții de Beethoven, de Kleiderman, de Mozart că mă rog au zis ei pe la televizor sau la școală sau la orele de muzică cineva mai povestea despre aceste personalități. Uh, după care rămânem stupefiați găsim tot felul de oameni care ascultă Adagio de Albinioni, fiind scris în stilul unui marș funebru, și să spună, vai ce lucrare de dragoste fantastică, m-am iubit cu soția grav toată noaptea cu acest fundal sonor. Păi asta e din cauza unei educații muzicale precare. Profesorul trebuie să explice. Această lucrare muzicală este marș funebru. Prietene, pe marș funebru nu dansezi. Sunteți un romantic, v-ați identificat? Da, sunt un romantic, bineînțeles că sunt un romantic. În primul rând, sunt un romantic ca și ca și structură psihologică, eu nu sunt foarte adaptat prezentului decât din punct de vedere al tehnologiei pe care o folosesc. În momentul în care ești compozitor în perioada în care a trăit Mozart. Scrie o partitură și îți imaginezi cum ar suna partea viorii, partea pe care trebuie să o cânte violoncelul sau cornul francez, sau etc. Apoi, a doua zi, după ce ți-ai terminat acea partitură, te duci la o orchestră privată, mică de altfel, o închiriezi și îi pui să cânte. În momentul în care descoperi că sunt inadvertențe în partitură cu imaginația ta sau că ceva este greșit, te duci acasă, repari scriptic ceea ce ai greșit, te întorci înapoi, închiriezi orchestra, hai să vedem acum cum sună. Îți dai seama că dinamica, nuanțele, cum le spunem noi în lumea muzicală, nu sunt corecte, că cornul a sunat prea tare, că vioara e prea încet, te duci acasă, faci corecturi. Și atunci trebuie să te încadrezi în niște standarde și niște rigori, să înveți că instrumentul ăsta mai mult nu poate și că la mai puțin nu dă că sună prost și să te tot străduiești așa într-un mare dute vino sau să devii un teoretician de nota 10 ca să știi exact ce se întâmplă într-o orchestră simfonică. Acum, datorită tehnologiei pe care o folosesc, am ocazia să ascult cu sunete absolut reale și naturale ce am făcut acum 3 minute. Da? Am scris un fragment muzical, îi dau play, îl ascult, da, e ok, sună bine. Hai să văd cum sună cu corn. Nu sună bine. Șterg cornul, înlocuiesc cornul cu trombon sau cu știu ce altceva și pot să mă verific imediat. Și în momentul în care mă duc la o orchestră, îi spun, băieți, așa trebuie să sune, pentru că tehnologia pe care o am eu acasă nu are cum să mă mint. Și dacă nu sună așa, problema este la ei. Dacă nu sună așa, problema este la orchestră, într-adevăr. Mă rog, mai sunt diferențe de acustică, de sală, dar aici nu-i vina orchestrei. E vorba de și programele pe care le am. Pe de altă parte, nu-mi permit să scriu pentru vioară o partitură complicată, cum ar cânta un pianist. Adică nu, nu, nu prea îți permit să, să, fii prost, cu alte cuvinte. Și de aceea eu sunt, din acest punct de vedere, sunt norocos că trăiesc în secolul 21 și mă pot bucura de această tehnologie. Ați fost în timpul școlii, Universitatea de Arte din Iași, ați fost un student emerit? Ați fost printre primii? Am intrat printre primii la facultate, am avut note mari la obiectele care îmi plăceau și note deosebit de mici la obiectele care nu îmi plăceau. Sub nicio formă. Am fost, din punctul meu de vedere, dacă ar fi să mă judec academic, asemeni foștilor mei profesori. Deci dacă eu m-aș pune în locul unui fost profesor al meu, aș spune că Bogdan Ota a fost un mediocru în perioada facultății. Nu am excelat în nimic decât în ceea ce am vrut eu să excelez. Atâta tot. După cum am spus, nu am fost un personaj care să se supună regulilor și rigorilor didactice. Nu am făcut nimic dacă nu mi s-a explicat de ce trebuie să fac acel, acel lucru și la ce îmi va ajuta vreodată în viață. De exemplu, ne se spunea, domnule, trebuie să înveți forme muzicale. Dacă nu știi forme muzicale, înseamnă că ești în cult. Bun, de ce trebuie să știu forme muzicale? Și îți dă un răspuns de asta, pentru că trebuie. Pentru că fără forme muzicale tu nu vei putea compune sonate sau liduri sau partite sau nu știu ce, concert sau simfonie sau... Bun, acum haideți să vă explic eu cum stau lucrurile în realitate. Cu riscul că după vizionarea acestei emisiuni câțiva foștii sau actuali academici mă vor răstigni. Lucrurile în realitate stau așa. Compozitorii au dat naștere formei muzicale. Da? S-au trezit în perioada clasicismului, de exemplu, Mozart și cu Salieri și cu cei din tagma lor, să compună într-un anume gen, care era la modă în acea perioadă. Acel anume gen muzical presupunea o introducere de atâtea măsuri, o expunere a temei de atâtea măsuri, o îmbunătățire a temei de atâtea măsuri și un final așa. E un exemplu banal care îl dau pentru, pe, pe înțelesul telespectatorilor. Ulterior s-a născut muzicologia. Muzicologia a strâns o tagmă de academicieni, muzicologi foarte deștepți, care oamenii ăștia au luat toate aceste partituri și le-au studiat. A, găsim lucruri comune la Mozart, la Salieri și la cine mai era atunci. La Beethoven, poftim. Aceste lucrări muzicale pe o durată de 15 minute alcătuite din trei părți, pentru că seamănă și la unul și la altul și au fost denumite sonate, le vom spune ghici cum sonate. Și atunci noi vom despica firul în 16 și vom spune că sonata are o introducere de atâtea măsuri, o temă care se mai repetă în repriză, etc., tot felul de termeni între ăștia, care eu personal, eu Bogdan Ota, vorbesc doar în numele meu în această emisiune, i-am considerat totalmente inutili. Nu vi se pare că sunt și puțini elitiști, inutili până la urmă? Pentru, pentru marea majoritate a celor care iubesc și vor să guste muzica? O să, o să vă explic cum stă treaba cu elitismul ăsta din punct de vedere, din punctul meu de vedere, există două categorii de elitiști. Există uh, uh, muzicienii de elită, cei care fabrică muzica, și există muzicologii de elită, cei care judecă ce au fabricat alții. Din punctul meu de vedere, această doua categorie nu există. Și nu ar trebui să existe, dar vorbesc doar din punctul meu de vedere. Pentru că eu degeaba am 10 critici elitiști. Care spun, Bogdan Ota este genial, este talentatul lui, pește prăjit. Dacă eu nu reușesc să strâng 10 oameni într-o sală, sau dacă am reușit să-i strâng, îi plictisesc în primele 5 minute. Și poate că știți ce este da. acea formă muzicală, de exemplu? În mare știu despre ce este Pe... vorba într-o formă muzicală. Notele la mele la capitolul forme muzicale, erau uh, ușor peste nota de trecere. Deci dacă nu aveam 5, uh, aveam 6 sau 7. Chiar dacă ați fi avut nota 10 la această materie, dacă nu strângeți acei oameni în sală, e inutil, așa spuneți. Până aici este esența artistului. George Enescu, cu care noi ne mândrim, a fost un compozitor genial care a compus pentru oameni în timpul războiului, știm cu toții poveștile, și lua vioara și cânta în spitale pentru răniți. Și haideți să nu uh, uh, exagerăm când spunem că soldații, cel puțin din acea perioadă, erau recrutați cu forța din sate. Adică, scuzați-mă, nu era recrutată elita intelectuală, dragă doamne, s-a trezit cu o schijă în picior, Niciodată stătea fost. în pat cu un picior amputat și vine Enescu să-i explice, prietene, până nu-ți cânt și repriza acestei teme muzicale, tu n-ai să înțelegi despre ce e vorba în propoziții. Oamenii doreau să asculte muzică. George Enescu a spus colegilor săi din Breaslă, noi compunem pentru oameni. Nu pentru elitiști. Deci, cinci elitiști mă pot judeca pozitiv sau negativ cât doresc dumnealor. Resentimentele pe care le au sau nu asupra compozițiilor lui Bogdan Ota sau a lui, nu știu, Hans Zimmer sau foști colegi de-ai mei de facultate sau cine doriți, dumneavoastră, se vor întoarce doar împotriva lor. Pe mine mă judecă publicul. Eu, dacă vin, în fața unei, unei audiențe de o mie de oameni, cum am de obicei prin, prin țară, prin România, pe unde colind sau în străinătate, cam asta e media de, a, a numărilor de locuri în sală, oamenii aceștia nu, nu stau și se întreabă dacă eu am respectat numărul de măsuri în nu știu ce formă muzicală, pentru că eu oricum compun ce vreau și pun câte măsuri vreau eu, modulez de câte ori vreau eu și fac cele mai ciudate din punct de vedere academic, asocieri de instrumente, eu într o orchestră simfonică introduc sintetizatoare de ultimă generație, introduc percuții japoneze sau tradiționale arabești și fac ce vreau eu. Rezultatul și judecata supremă vine de la public. Sigur și sincer personal și eu când ascult o bucată muzicală, o piesă muzicală, nu mi-ar plăcea să știu ce este dincolo în bucătăria domeniului respectiv. Probabil că nu m-aș mai bucura cu adevărat de muzica respectivă. Exact. Despre asta este vorba în propoziție. Și atunci, cum spuneam, eu aș împărți elitiștii în două categorii. Există elita muzicienilor care fabrică muzica asta, care o compun, care compun muzică de film, care sunt interpreți. aceea îi lăsăm să fie elitiști. Le aceia bine așa? sunt o elită. Și mai există elita muzicologilor, Elita muzicologilor, din nefericire, pe anumite meleaguri, mai ales pe astea românești, își dă un pic cam multă importanță, aruncându-ne pe noi ăștia care nu corespundem standardelor academice din punct de vedere al numărului de diplome acumulate în an de studiu, ne bagă cam prea ușor într-o într găleată a diletantismului. Dumneavoastră spuneați că, într-un fel sau altul, sunteți dușmanul lui trebuie, dar fără explicații. Da, Ați fost exact. și dușmanul lui trebuie să rămână în România pentru totdeauna? Asta va determina să plecați într-un fel sau altul? A coincis plecarea mea și cu un an de criză financiară care se terminase de consumat, să zic așa, și într-adevăr nu reușești să-ți găsești job, nu că în muzică, nimic. Și pentru că era criză financiară în toată lumea, nu mai găseam nici măcar job de pianist pe vapor, de simplu entertainer într-un hotel din Emirate. Pentru că veniseră rușii sau bulgarii care făceau niște oferte de bătaie de joc și cântau trei oameni pe 500 de euro. Adică orice numai să nu stea acasă la ei. De rău de bine, nu știu, arabul mă cazează, îmi dă o masă caldă, mai câștig 150 de euro, hai că merg așa. Nu am acceptat. Ce pe disperarea dumneavoastră, de fapt? Ceva hoteluri din zona Emiratelor Arabe Unite au făcut concurs în 2010 și vor lua pe cel care vine pe cei mai puțini bani. Deci era o licitație care, care dă mai puțin, cumva. Uh, și uh, vă dați seama că nu am vrut să particip la astfel de licitații. Cei care se ocupau de găsirea contractelor în astfel de locații mi-au spus despre asta este vorba, care e minimul pentru care pleci din țară. Disperat fiind, puteai să spui 50 de euro, da, merg pe bani ăștia. Dar am preferat să mai stau și atunci am început uh, un proiect muzical de rock sinfonic în România, cu ce rezerve financiare am mai avut și am re, a prins în mine dorința și flacăra de a face în această țară ceva, pentru că am crezut întotdeauna în meritocrație. Ori acest concept în România e, e frumos de utilizat la televizor, dă bine în presă, așa, când auzi politicieni care spun, da, domnule, vom pune la Ministerul Finanțelor pe Xulescu. Pe pentru cel că, mai competent. Da, pentru că noi credem în meritocrație, chiar dacă el e paznic la oi sau nu știu ce Dumnezeu. E frumos să o folosim în talk show-uri. În realitate, meritocrația în România nu există. Ați descoperit-o în Scandinavia? Meritocrația am descoperit-o în Scandinavia, bineînțeles. Scandinavii, în schimb, nu cred în, în eroi. În schimb, cred în oameni care insistă, muncesc și reușesc. Ei apreciază acest lucru. Cum i-ați simțit? Se spune că sunt firi reci acești oameni nordici. Așa este, sunt firi reci. Faptul că eu am reușit într-o țară în care... Acești oameni sunt distanți, mai ales față de cei veniți din estul Europei, România și Bulgaria. Noi chiar aveam uh, ghișeu separat la, la oficiul Forțelor de Muncă. Românii și bulgarii aveau ghișeu separat. Puteai găsi pe pereți tot felul de LCD-uri cu informațiile pentru emigranți afișate în engleză, în arabă, în poloneză, în germană iar pentru România și Bulgaria nu era niciun LCD, decât era o săgeată. Pentru imigranții din România-Bulgaria mergeți la ghișeul, nu știu, 11, cât o fi fost acolo. Și acolo o doamnă cu mari probleme de personalitate și foarte frustrată, țipa la tine și indiferent ce dosare și hârtie aduceai și acte în perfectă regulă, găsea un nod în papură să nu te angajezi sau să nu-ți dea vize de lucru. De ce v-ați dus acolo, de fapt? Inicial. De ce m în Norvegia? Inițial. În Norvegia am plecat în urma unor uh, uh, interviuri pe care eu le-am uh, câștigat, să zic așa, online pentru a fi profesor de muzică la școala internațională din Tromso. În momentul în care am ajuns în Norvegia cu aparatură după mine, cu haine și cu ultimii bani care îi mai aveam în... Câți în, bani mai aveați atunci? Cred că, nu știu, câteva sute, dar oricum nu mi-ajungeau cât să mă întorc în, în România înapoi, nu mi-ajungeau de carburant. Și în momentul în care am ajuns acolo, am rămas și fără post. Postul l-au dat unui vicar. Vicar în Norvegia însemnând persoana care a ocupat temporar un post. Norvegian, era unul de al lor, de fapt. Un. Da, un norvegian de a lor. Domnule ăsta a mai stat temporar pe postul acesta și am decis să-i dăm lui definitiv postul, indiferent că am făcut anunț pe internet și s-a făcut un concurs. Nu, chestii de astea. Mici neplăceri de astea nu există doar în România, există peste tot. Și, bă, ulterior, trăind acolo un an și opt luni, am trăit în Norvegia, am înțeles că erau cumva îndreptățiți să facă acest lucru, pentru că ajunseseră săracii să fie absolut uh, sufocați de emigranți. Emigranți care nu veniseră în Norvegia să muncească. Asta e partea interesantă. Cel puțin, uh, foarte mulți din țările uh, lumii a treia. Veneau acolo pentru că Norvegia acorda azil politic foarte repede, în special pentru cei din Pakistan. Și azil politic însemna acolo că tu, stând acasă și făcând copii, iei bani. Iar dacă descoperi că ai putea divorța de soțul tău, tu ca pakistaneză ce ești, atunci iei mai mulți bani pentru că ești femeie divorțată. Și atunci ei divorțau în acte, dar trăiau în aceeași casă. Ea lua bani de divorțată cu copii. El își lua în continuare salarul, un mic ajutor că e singur și nu mai are sprijinul familiei, și atunci erau niște sume foarte, foarte mari de bani. Deci, iată să că dăm. orice sistem, oricât de bun ar fi, are scăpările lui. Da. Sistemul socialist are scăpările lui. Ori Norvegia marșează pe un astfel de sistem, un sistem socialist. Ei au la putere Arbait Partidul Muncitoresc, da? Asta e un partid de, nu știu cum e, PSD-ul la noi. cum E un partid comunist îmbrăcat cu hăinuțe de democrație, așa, dar diferă doar culoarea pălăriei. Cu ce v-ați ocupat în timpul acesta? În de Norvegia? la momentul în care ați ajuns și ați constatat că, de fapt, lucrurile nu stau așa cum sperați să stea și până la celebrul concurs. După ce am constatat că lucrurile nu au stat cum am sperat, m-am luat după niște prieteni români și am făcut o școală de motostivuitorist și am și acum un act cu categoriile T1, T2, T4, adică am permisiunea să ridic până la 10 tone cu motostivuitorul. Sunt calificat în acest domeniu, am făcut un curs de o lună. Între timp, am scris CV-uri, deși vorba unor clasici în viață, m-am săturat să scriu CV-uri, dar totuși mâna scrie. Am mințit în toate CV-urile cu putință că zbun de paznic, de portar, de mecanic auto, de femeie de servicii, de nu știu, de ce vreți dumneavoastră să vă imaginați ca job. am numărat la un moment dat e urile că trebuia să mai golesc din, 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 inbox și am văzut că trimisesem peste 200 de astfel de CV-uri în interval de o lună. Nu s-a întâmplat nimic plăcut. Uh, o lună de zile în Norvegia fără să deții o viză da? pentru că nu e o țară europeană îți trebuie viză, te obligă la suite uite mașină și stai înapoi acasă că altfel stai ilegal pe teritoriul nostru și uh, a intervenit miracolul pe care bineînțeles, noi creștinii credem în miracole, numai că nu vrem să le vedem atunci când ele se întâmplă le considerăm că sunt prea mici, noi încă așteptăm măscântei și efecte speciale din filmele de la Hollywood zâne cu baghete magice sau știu eu, și a intervenit miracolul că a sunat telefonul românului ce mă ținea în gaz de la el, l-a contactat cel ce urma să fie șeful meu pentru un dirty job. Dirty job în română înseamnă o muncă murdară și era murdară fizic. Această e cumva muncă. un fel de muncă la care Scandinavul nu se pretează, nu îi lasă pe imigranți să o facă? Este o muncă la care nici măcar românul nu se pretează. Deci, noi am fost plătiți, în, ca într-un interval de 48 de ore, să eliberăm o curte de crengile ce au fost curățate de pe niște copaci. Dar nu în orice condiții. pluat torențial de trei luni. Fine, și... e greu să cred că aceste mâini fine de pianist da, au putut să ridice crengi și da, da, tot felul de lucruri de genul Erau crengi, crenguțe, care erau mai grele, ridicam în doi oameni, trebuiau umplute. Am umplut două camioane de șapte tone jumate în doi oameni. Camionul avea șapte tone jumate capacitate și a trebuit să eliberăm. După care, dacă toți sunteți acolo, am impresia că a murit ceva în canalizare pentru că miroase urât și ni s-au înfundat wc și trebuie să coborăm în canalizare să scoatem nu știu ce pisică sau animal mort era acolo. Așadar ați învățat lecția umilinței acolo. Da, a fost prima, fără de care n-aș fi ajuns aici astăzi să fac interviu cu noastră. Pentru că întotdeauna frustrarea din noi și ego-ul care se înconjoară cu tot felul de straturi ne spune că mai jos de atâta nu poți coborâ. Mai jos de atâta nu mai este unde. Am ajuns la fundul sacului. Asta e limita de jos. Doamne, de ce mă pedepsești? Și ne adresăm unui personaj depictat frumos pe capela Sixtină, crezând că un bătrân cu barbă albă din cer, altă treabă n-are decât să-l pedepsească pe OTA. Eu am fost în această situație, așa am fost crescut, am crezut în tot felul de povești cu feți frumoși și automat că am făcut astfel de erori în mintea mea, asociind divinitatea cu ceva rău, răzbunător, care mă pedepsește pe mine pentru nu știu ce făcusem, nu știu. Că am reușit să trec de criza financiară sau nu știu de ce. Și pur și simplu, ca eu să stau astăzi în fața noastră și pe scenă, în fața spectatorilor mei, a trebuit ca să-mi distrug ego-ul firmitură cu firmitură, să-l fac praf. În momentul acela nu mai exista Bogdan, care a terminat conservatorul și este licențiat în interpretare instrumentală, nu mai exista Bogdan, care a absolvit ceva ani de drept la Petre Andrei Ceniaș. Nu mai exista Bogdan care a crescut cu o bibliotecă în casă și era dus de mama și tata cu mașina la pregătire la Iași pentru conservator. Nu, în momentul ăla era uh, uh, doar uh, un uh, CNP, un număr de identificare în Norvegia, semăna puțin cu CNP-ul românesc, un nume, Ota Bogdan care însoțea acel număr, și o persoană care trebuia să facă rost de bani, să muncească și aveam două variante. Mi-accept soarta și încerc să o îmbunătățesc sau mă pun pe o bancă în parc sau pe o bordură și încep să îmi plâng de milă. Am ales-o pe prima. Deși aia cu plânsul de milă recunosc că am făcut-o în, în foarte multe... Cu toții ne plângem de milă la un moment dat sau altul în viață. Eu, Eu nu cred am avut o, o perioadă asta. de câteva luni în care am fost în depresie totală pentru că Uh, cum să vă spun, apropo de distrusul egoului, ului imaginați-vă uh, că stai uh, între 8 și 12 ore, în medie, că erau zile în care lucram 16 ore, stai între 8 și 12 ore, în medie, pe zi, într-o cabină de dubă, cu două locuri sau, mă rog, trei, câte are o banchetă dintre aia, cu un fost șofer de tir, care, el săracul, de fapt, fusese luptător de carieră în Afganistan, adică omul nu era un șofer și atât. Turarne, fostul meu șef și prieten, a fost militar de carieră în A-team, în echipa A, alfa, cea care merge forța în față, de elite. în forța de elită, exact. Era specializat în teatre de luptă live, Eu nu știa chestiile astea teoretic, în urma unui stagiu militar, cum le-am ști noi în România dacă am face așa ceva. Și omul, omului nu i-a rămas altă variantă decât să facă acest job în Norvegia, pentru că era un job pe care nu voia să-l facă nimeni. Cât credeți noastră că într-o țară cu o populație totală de 5 milioane de locuitori, din care 1 100 sunt emigranți, doresc să ridice cea mai ușoară imprimantă de 116 kg pe scări? Nu-i nu visul nimănui în viață. Eu m-am născut să car imprimante, deci nu mai pot de drag până nu car o imprimantă, nu sunt realizat în viața asta, n-am liniște interioară. E un job care trebuie să-l faci. Și, ca să nu e razna, îți găsești o altă preocupare acasă. Ori ai grijă de familie, ori ai un hobby. Acest om strângea atât de multă frustrare săracul cu el, încât, odată la două săptămâni, mergea în teatre de luptă private și se jucau, nu cu muniție de război, cu gloanțe de cauciuc. Erau mai mulți foști militari ieșiți din serviciu. Și se jucau cu cauciuc. Asta de era sub lui, de fapt. Era refularea lui, pentru că la ce strângeam noi acolo câte energie negativă și nu aveai cum să n-o strângi, în nebuneai în cel mai scurt timp sau te îmbolnăveai de o boală totalmente incurabilă, care e la modă mai nou în toată lumea. De ce spun asta? Repet, doi oameni într-o cabină de camion, de, de dubă, da? Acești oameni fumează o țigară, acești oameni mănâncă de la fast-food mănâncă din benzinării, că nu ai când efectiv să, să, să stai la masă, pentru că sună telefonul în continuu. Dacă nu mi-aduci imprimanta până la ora 2, eu închid birou. Norvegianul este omul care are drepturi și nu are obligații. Și el are dreptul ca la ora 2 fără 10 să închidă birou, ca așa vrea el. Și atunci ghiciți cine este de vină. Cel care căra imprimanta și a ajuns la 25. Trebuia probabil să ne cățărăm cu camionul peste mașinile parcate la semafor în trafic. Și să-i batem pe toți ca noi să servim acea doamnă care a vrut să plece cu 10 minute mai devreme. Plângerile ajungeau la sediu și cu cât acumulam mai multe plângeri, cu atât aveam din ce în ce mai puține joburi, automat bani pentru noi mai puțin de trăit. Sau deloc, pierdeam contractul respectiv. Și atunci trebuia să stăm într-un stres continuu. Faptul că stăteam în această cabină ne făcea să duhnim, nu să mirosim, să eram împuțiți de-a dreptul. Ăsta este cel mai corect cuvânt pe care îl pot folosi. Imaginați-vă acum că intri într-un birou a unor oameni de afaceri care vând iahturi foarte scumpe, de la un milion de euro în sus, și tu miroși în ultimul hal, și uh, uh, miroși și ești plin de praf. Încercați să vă, să vă imaginați fața unui om care se abține să nu-i miroși prea tare, că îi strici aerul. Da? Deci este uh, un moment în care ăla se strâmbă și ceva de genul, da, ok, hai, printează și plecați de aici. Chiar dacă nu miroși fizică, noi nu miroseam, vă imaginați că miroseam a transpirație sau a canalizare. Da? Nu? cum am spus, ești într-o dubă, iarnă, umezeală, ești un muncitor necalificat la urmă, urmă e un hamal, nu? recunosc că am fumat, recunosc că am mâncat din benzinării. Păi, stați neastră în uh, fast foodurile noastre, stați la food court jumătate de ore și vedeți când ieșiți de acolo, a ce mirosiți. Ei, imaginează chestia asta în fiecare zi acum. Nu poți să iei hainele de lucru, salopeta din materiale de astea textile groase, să le speli în fiecare zi, că ești zdrențăros într-o lună. Nu? Și atunci automat se impregnează niște mirosuri în tine. Plus, ești transpirat, se lipește părul de față. Seara când ajunge acasă, după 14-15 ore de hâit imprimantă, ultima ta grijă, credeți-mă, este să stai în oglindă să vezi dacă îți stă bine părul și dacă ești bărberit și cam ce prestanță am eu în fața unui care oricum nu-i pasă de existența mea. Pentru el, cum v-am spus, sunt un CNP pe o listă. Și cu astfel de joburi, ego-ul tău este desfăcut practic bucăți și rămâne esența din om. De la acea esență începi să te reinventești, să te reconstruiești. Și, cum v-am spus, există două tendințe. Sar pe geam, după ce îmi plâng de milă câteva luni bune, sau pun mâna și fac ceva, dacă nu-mi place situația în care sunt. Și încep să vorbești cu Dumnezeu, din ce în ce mai mult, încep să-ți dai seama că apar mici uh, coincidențe, între ghilimele, în viața ta, și prin asta Dumnezeu îți arată că există, și că Dumnezeu se raliază dorințelor tale secrete în primă fază și că poți folosi chestia asta și că de fapt nu ai venit aici nici să suferi, nici să tragi, nici să -ți speli nu știu ce carme, nici să împingi nu știu ce munți. Nu, ai venit aici să fii fericit. Asta este singurul lucru pe care îl înțelegi după ce ești cu adevărat nefericit.